Bună dimineața! Bun găsit la Daily Briefing! Claudiu Cazacu sunt și mă bucur să ne reauzim. Sper că după un weekend odihnitor și plăcut, fiindcă săptămâna aceasta începe într-un ton mai lent din punct de vedere al raportărilor macroeconomice. Avem o sărbătoare publică în Statele Unite și Marea Britanie. Restul Europei este activ, însă nu prea primește, cel puțin din partea raportorilor deja programate, nu primește sprijin, lăsând întreaga scenă deschisă pentru oficial, pentru comentarii oficiale sau pentru poziționări tehnice. Tonul pe care l-am văzut în această dimineață este unul mai optimist și într-o linie în care evitarea unei escaladere tensiunii comerciale între Europa și China ar fi posibilă. Comisia Europeană a făcut o propunere de impunerea unor taxe vamale pentru China, iar întâlnirea dintre premierul chinez și Angela Merkel pe această temă a apărut să diminueze șansele impunerii unor astfel de taxe vamale. Deci, practic, o propunere oficială venită din partea Europei are șanse să nu fie susținută de către Germania și deci în cele din urmă probabil să mai fie impusă. Ceea ce este o veste bună pentru piețe din moment ce s-ar evita intrarea într-un potențial război comercial. Această temă mai discutată noi de-a lungul ultimilor ani. Din fericire, ea nu s-a concretizat la intensitatea reală a unui asemenea război comercial și acest lucru este bine pentru piețe, fiindcă, dincolo de beneficii locale, pe termen scurt, ar fi fost o reală problemă să se ajungă la așa ceva. În rest, piețele continuă să meargă în linia pe care o imprimaseră datele bune din Statele Unite de vineri, și indicele IFO din Germania. Deci, practic, o surpriză raportată la așteptări din ambele, o surpriză pozitivă raportată la estimări din ambele zone. În primă fază de dimineață, EURUSD avusese un sprijin pe datele din Germania, apoi, după amiaza, a fost rândul datelor din Statele Unite să împingă cotațiile în jos. Minimele de la 1,2908, o întreagă regiune de fapt, fiindcă avem mai multe umbre, puțin peste 1,29, a reprezentat un palier de suport. În momentul de față există însă o presiune pozitivă și cu atât mai mult cu cât lichiditatea este scăzută, aceasta poate fi interesantă de urmărit. Presiune pozitivă peste, observați, peste maximul local de la 1,2943, ceea ce înseamnă că o închidere, din punctul nostru de vedere, peste acest nivel, ar putea să ducă valoarea acestui instrument chiar și mai sus, undeva spre 2,2960. Sigur că relevanța retragerii de 41,4 este în momentul de față medie, pe un interval foarte scurt. Retragerea de 41,4 pe secvența descendentă care a început în 8 mai. Aceasta însă va fi foarte importantă la nivel de închidere a ședinței, fiindcă o închidere peste 1,2959 ar putea oferi motive tehnice de a merge din nou spre 1,30 și poate eventual chiar peste acest palier. Deocamdată, pe termen scurt, detectăm presiuni pozitive. Credem că există o șansă ca acest nivel să fie depășit intraday. După aceea vedem cum acționează în continuare piețele. Suportul 1,2909, pe un grafic H4 vedeți lucrurile sunt ceva mai clare, o zonă de consolidare, o închidere sub acest 1,2909 ar fi un potențial semnal negativ care ar putea permite o alunecare înspre o retragere de 61,8 din această secvență descendentă de această dată, undeva spre 1,2890. Fie că alegem astfel retragere Fibonacci, fie că redefinim nivelul, 61,8 trebuie să fie în această zonă și așa și este, 1,2889 palierul la care ne putem uita. Îl ajustăm
să fie cât mai precis. Apoi suport foarte puternic în regiunea 28-40, dar el pare ușor îndepărtat pentru astăzi. Imaginea daily rămâne în continuare una ușor periculoasă pentru EURSD, din moment ce ne-am îndepărtat de vechea linie de trend pe care o consideram foarte relevantă pentru orizontul mediu, dar această îndepărtare nu a spart încă mai importantul nivel de rezistență de la 1.30. O situație constructivă aproximativ asemănătoare este pe lira sterlină. În Marea Britanie se apropie lucruri interesante cu preluarea ștafetei de către Mark Carney, dar până atunci există suficient loc ca dolarul să cunoască anumite reacții negative și un prim nivel de rezistență de urmărit ar putea fi cel de la vechiul moment de salt de pe 22 mai, de la 1.51.56. Apoi, eu am schițat aici o formațiune triunghiulară, ea are nevoie de mai multă validare. Haideți să semnalăm acest lucru. Ar fi fost interesant să vedem o alunecare a cotațiilor și o definire mai precisă a unei formațiuni triunghiulare. Totuși, spargerea acestei linii superioare este un indiciu constructiv și suntem în momentul de față pe un trend destul de tânăr, aflat în faza de copilărie, dar care ar putea căpăta mai multă încredere după ce depășim 1.51.56. Ceea ce intră în discuție ulterior este o mai veche linie de trend descendent, care în momentul de față, mai ales că în Marea Britanie unii dintre jucători nu sunt prezenți, ar putea fi tentantă, credem, pentru câțiva speculatori, fiindcă o spargere a acesteia ar putea antrena și alte capitaluri undeva spre 1.50, 1.52.20, 1.52.30. Deci, rezistență la 55-56, linia de trend descendent 51-82, apoi 52-19 și 52-60. Suport, o închidere sub această linie de trend ascendent ne-ar putea împinge din nou în zona 1.50-70 sau poate chiar ceva mai jos. USD și PUI se consolidează deocamdată, după ce ședințele anterioare nu au fost chiar cele mai bune pentru dolar în raport cu yenul. O corecție care nu ne surprinde, am mai comentat-o. În momentul de față, 100,64 este nivelul de suport de urmărit, sub acesta 99,92 și apoi intervine linia inferioară a canalului de trend. Minutele ultimei ședințe de politică monetară au arătat că unii dintre membrii sunt un pic îngrijorați și nu sunt convinși că ținta de inflație va fi atinsă. Acest lucru ar fi putut fi interpretat în alte condiții și într-o lumină nefavorabilă ienului, dar deocamdată interpretarea a fost una pozitivă, fiindcă piețele au mers pe următoarea logică: dacă nici măcar Bank of Japan nu consideră că politica sa va avea succes, atunci de ce să credem noi acest lucru? Cu toate acestea, e vorba deocamdată doar de o corecție, canalul de trend rămâne în vigoare și ne întrebăm doar până unde va merge această corecție. Pe termen foarte scurt, 100,64 și următoarea zonă de niveluri de suport au fost deja comentate. Peste 101,29, însă lucrurile capătă mai mult interes pentru cumpărători. Și 101,81, apoi regiunea 102,13 sunt niveluri de rezistență de urmărit. Euro-JPY, într-o relativă consolidare, aici imaginea daily este aparent una ceva mai puțin favorabilă. Aș evita însă să fiu cu totul și cu totul pesimist în această privință. Dacă moneda unică rămâne atât de interesantă cum a fost în această dimineață, am putea asista la o mișcare spre 131,05 și eventual chiar o mișcare suplimentară constructivă. Retragerea de 41,4 de la 131,54 reprezintă rezistența cea mai importantă. Suport
intermediar, evident, acest minim local de la 130,07 și apoi 129,95, sub care alunecările pot să fie de măcar câteva 20-30 de puncte, poate chiar în apropierea acestui nivel de la 128,90. În piețele de capital, o imagine interesantă putem găsi pe indicele japonez, care a continuat în debutul acestei săptămâni, a continuat corecția, a acoperit un gap anterior. Remarcați că tehnic, în momentul de față, sunt suficiente argumente pentru ca o contrareacție la această scădere să se petreacă. Asta ce puțin pe un interval daily. Dacă piețele vor închide ședința următoare sub 13.869, atunci însă 13.400 și mai degrabă aș spune chiar nivelul de retragere de 38.2 de la 13.180 ar putea fi ușor validate de către piață. Imaginea săptămânală nu e deloc una favorabilă, însă undeva în această regiune colecția ar putea întâmpina oarece o poziție din partea cumpărătorilor. Piețele de capital americane au fost susținute după scăderile anterioare destul de agresive. Din punctul de vedere, este o corecție a corecției. În momentul de față, nu știm dacă piețele au suficient carburant pentru a genera noi maxime. Pentru o ședință atât de liniștită cum este cea de astăzi, din punct de vedere al raportărilor, putem să ne uităm la 15.349 și 15.375 ca niveluri de rezistență, iar în zona suportului 15.288 și 15.255. Ceea ce detectăm aici este o posibilă mișcare constructivă care ar putea, pe măsură ce se dezvoltă, să lase locul unei noi runde de optimism, dar pentru aceasta câteva condiții trebuie validate. Deocamdată, pentru cei care tranzacționează pe termen mai scurt, va fi interesant de văzut cum se dezvoltă această formațiune rectangulară și o spargere a lui 15.329 sau a lui 15.298 ar putea permite o mișcare de aproximativ 30 de puncte în direcția respectivă. Pe termen foarte scurt, e destul de dificil de estimat în ce direcție se va petrece acest lucru. Balanța este aproape echilibrată, poate foarte, foarte ușor înclină către direcția ascendentă. În piața de capital germană avem aceeași revenire, recuperare, însă destul de timidă după scăderile ample de săptămâna trecută și credem că acest gap va fi probabil următoarea zonă de bătălie. Probabil că acoperirea lui acestui gap cu o mișcare până la 8.436 de puncte ar oferi motive pentru a continua ulterior mișcarea descendentă. Nu este singura variantă, dar este opțiune de luat în calcul. Pe termen foarte scurt putem asista la o mișcare constructivă, nu lipsită de emoții și chiar din punctul nostru de vedere destul de bune șanse ca și dacă ajungem spre 1400 de puncte să avem inițial o corecție. În orice caz, dacă sparge 1400 de puncte, regiunea 1423 și apoi 1436 oferă niveluri de rezistență. O spargere la linie de trend ne-ar putea împinge înspre 1300 de puncte și apoi ar intra în discuție minimul local de la 8261. Petrolul este într-o ezitare în regiunea 102-103. Credem că pentru moment există anumite riscuri negative. Avem evenimente destul de conflictuale și cu potențial exploziv în regiunea Siriei, Libanului, cu conflicte care se extind în acea zonă. Însă, pentru moment, după o mișcare tehnică pozitivă, și aici am acoperit un gap, piețele par ușor vulnerabile. Niveluri de suport sunt la 102.08 și apoi
ar intra în discuție 101.63. O continuare a tonului pozitiv s-ar face la o mișcare peste 102.55. Aurul destul de stabil în zona 1390 de dolari pe uncie. Probabil că această evoluție va continua, mai ales că nu avem raportări foarte importante. Cu toate datele bune de vineri, am avut doar scăderi modeste pe acest instrument. Credem că există riscuri mai degrabă orientate în cele din urmă, după anumite fluctuații, riscuri orientate către spargerea lui 1398 și o mișcare spre 1405. Dacă piețele închid aurii sub 1382, există câteva niveluri de urmărit, 1377 și apoi cel mai simplu ar fi să ne uităm direct la 1354 sau la unele retrageri pe această tendință. Bun, pe leu o calmare relativă a situației. Suntem în zona 4.35 acum, ne-am îndepărtat de 4.36, dar piețele sunt ușor nehotărâte și pe lângă mediul intern care poate oferi oricând surprize, mai avem și această incertitudine legată de direcția piețelor globale. Deci lucrurile pot să fie într-o relativă relaxare în momentul de față, dar dacă nu vedem din nou apetit la risc în piețe externe, e posibil să atacăm din nou nivelul de 4.36 în cele din urmă. Pentru ședința de astăzi, intră în discuție zona 4.36, dar până atunci ar fi nevoie să spargem 4.35.08. E posibil ca mai întâi să avem o limită alunecare din nou spre 4.34.27 sau poate chiar un pic mai jos. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și sper să vă bucurați de ședința de astăzi și de o zi cât mai frumoasă. Toate bune, la revedere!